Salutare, am ajuns și la ultima problemă de algebră de tip grila acestui, acestui test. 12 prieteni s-au dus la un restaurant și au comandat cina. Când au primit comanda, au constatat că porțiile erau așa de mari încât ar fi ajuns pentru 18 persoane. Atunci, unul dintre ei a spus că pentru a nu le rămâne mâncare în plus, ar fi suficient să comande pentru 8 persoane. Afirmația lui este adevărată sau falsă? Haideți să vedem cum putem să uh, scriem aceste uh, date ale problemei, să vedem dacă este adevărat sau fals uh, ceea ce afirmă unul dintre prieteni. Așadar, dacă la 12 porții, câte au comandat inițial, ar fi mâncat 18 persoane. Câte porții trebuie să comande, adică un număr X necunoscut, pe care trebuie să-l aflăm, pentru a mânca 12 persoane. Și putem uh, aplica uh, mărimile direct proporționale. Deci, 12 supra X să fie egal cu 18 supra 12. Pentru a-l scoate pe x de aici, vom mulți pe diagonală 12 mulți cu 12, totul supra 18. După simplificări, observăm că, într-adevăr, este nevoie de 8 porții, iar afirmația prietenului a fost una adevărată. Deci putem încercui varianta de răspuns A. Aceasta a fost explicația acestui, acestui exercițiu. Nu ezita să ne întrebi dacă ceva ți este neclar, dacă ai mai multe nevoie de mai multe explicații sau exerciții de acest gen, poți căuta mărimi direct proporționale în între problemele deja rezolvate pe canal. Îți stăm la dispoziție pentru orice întrebări ai și îți urăm să ai spor la teme. Ne revedem imediat cu noțiunile de geometrie pentru a rezolva subiectul al doilea acestui test. Pa, pa!